Dragi prieteni și bine ați revenit la un nou videoclip. Vreau să vă spun că m-a chinuit talentul așa de dimineață. Am încercat să aduc și eu toamna în casa noastră și am făcut așa un mic decor la bucătărie. Atâta le-am tot plimbat de colo-colo până am găsit așa o variantă care să-mi placă și am pus aici pe platou așa ăsta câteva chestioare așa de toamnă. Să aducem toamna și la noi în casă, zic eu că arată tare, tare drăgălaș, dar este suficient. Am pus doar la bucătărie câteva chestii și eu spun că este de ajuns. Am aici un dovlecel plăcintar pe care l-am cumpărat ieri și vreau să-l bag la cuptor să fac așa ca o gustare pentru copilaș. O să-l pun la cuptor, o să-l spăl, o să-l curăț și o să pun puțin zahăr și scolțișoară pe el și o să-l las așa la cuptor să se coacă undeva la 50-60 de minute. O să se facă fain și o să am așa ca o gustărică. Vreau să vă arăt că mi-am pus și aici pe cuptor câteva chestii din astea micuțe. Inițial mi-am pus acolo lângă dovlecel unde am cafeaua, dar m-am răzgândit și am pus acolo pentru că mi se pare mie că arată mai bine. Mi-am pregătit aici și cana de cafea pentru că vreau să îmi fac o cafea, mi-am mai făcut una. Ceasul este undeva la 10 și ceva și afară vreau să vă spun că este atât de fain și de cald. Dimineața într-adevăr este rece, dar acum este foarte ok, vremea nu este rece deloc. Toamna a venit calendaristic, dar nu neapărat se și simte treaba asta afară. Am aici floricelele pe geam pe care le-am cumpărat pentru doamna învățătoare și doamna educatoare de la școală. Nu v-am spus, astăzi este duminică și ne pregătim așa încet încet pentru ziua de mâine, care va fi una tare faină și plină cu emoții. Am foarte mari emoții și pentru Octavian, dar și pentru Ștefania, având în vedere că ea este primul an la grădiniță. Da, o să vedem mâine cum o să decurgă toată ziua. Eu sunt singurica acasă pentru că băieții sunt la fotbal, la un turneu în apropiere și au avut 3 zile așa pline cu fot. Așa că eu am rămas acasă singurică și dacă tot am stat acasă, zic să fac ceva. Și m-am apucat de acest decor de toamnă, de care sunt tare, tare mândră. Mie îmi place. Da, îmi beau și eu cafeluța, mă apuc să fac acel dovlecel și vedem ce mai facem după. Deocamdată să îmi beau cafeaua, a doua cafea, după cum v-am spus, și vedem cu ce continuăm astăzi. Ce faci tu, Mițelina? Te-ai la soare? Ce fain ești! Thank you.
separat și dovlecelul. Inițial aș fi vrut să las cu coajă, dar m-am răzgândit între timp și l-am curățat, chiar dacă l-am curățat mai greu. L-am curățat, își modifică puțin forma, dacă avea coaja rămânea cât de cât în aceeași formă, dar nu este nimic, important este să se coacă bine. Am pus deasupra zahăr, scorțișoară și dacă aș putea să vă transmit mirosul la voi, Doamne, cât de bine miroase, foarte, foarte bine miroase în toată casa, miroase acum când încă nu este copt, când o să fie și copt, o să miroase și mai bine, abia aștept să vină tati și cu Octi acasă, până atunci ar trebui să se facă și dovleacul meu, să-i întâmpin așa cu o gustare. Bineînțeles că am pregătit și ceva de mâncare, dar dacă tot aveam dovlecelul, am zis că e păcat de el să nu fac ceva cu el, așa că m-am gândit că aceasta este cea mai potrivită gustare. Având în vedere că se face și foarte rapid, nu este foarte complicat, a fost la îndemână pentru mine, așa că haideți să-l bag la cuptor să vedem ce iese. Haideți să vă arăt cu ce ne răsfățăm eu împreună cu Ștefilița, băieții mei încă nu au venit acasă. Am pus aici dovlecelul care s-a copt tare, tare bine și atât de fain a mirosit în toată casa de la scorțișoară și de la el. Iar deasupra mi-am pus puțin înghețată de ciocolată, iar peste această înghețată mi-am ras puțin ciocolată neagră. Astăzi, că tot este duminică, vreau și eu să mă răsfăț, așa că așa arată desertul meu pe care l-am făcut din dovlecel și sincer abia aștept să mănânc, bineînțeles împreună cu Ștefilița, dar am vrut să vă arăt și vouă cum a ieșit. Să etichetez lucrușoarele Ștefaniei și am pus aici câte o etichetă pe fiecare lucru pe care îl va folosi la grădii. Am trecut numele ei pe sticluță, pe caserolă și pe ghiozdănel. Am pus așa o etichetă din asta care se lipește de fapt pe lucruri, doar că i-am tăiat cu tot cu eticheta din spate și nu e lipicioasă, e numai în regulă așa. O să-i pun cutia de sandwich, apa și o să-i pun un șervețel în ghiozdănel. Asta va avea ea în ghiozdănel. Mai trebuie să le etichetez cele a lui Octavian și să înceapă grădinița și școala, pentru că o așteptăm așa cu nerăbdare. Dar da, mai etichetez ce mai am de etichetat. Mă apuc de călcat pentru că trebuie să... Da, iubita mea! Trebuie să calc hăinuțele ce le vom folosi mâine. Și cam atât pentru ziua de astăzi facem noi. Oricum am reușit să fac și aceste lucrușoare cu etichete, așa încet, încet mai facem câte ceva din pregătirile pentru mâine. Thank you.
gata, pregătit? Și unde mergem, Ștefilița? La grădiniță! Și ești bucuroasă? Da! Draga, de ea pune ultimele detalii la punct. S-a dat cu parfum, se dă cu ruj. Acum prima zi are voi, așa, mami? Uh-huh. Și tu, puiul meu, ești pregătit să începi școala? Da. Da, ești încântat? Să zic. Cum adică să zice, mami? Trebuie să fii încântat, la școală e foarte fain. Nu? Iubita, tu ești încântată că mergi la grădiniță? Da. Ești foarte încântată, așa? Ce face? Îi ducem florul lui doamna? Da. Așteptăm pe tati și plecăm spre grădiniță. Da, și îl ducem pe la cale. Da, și tu la? Grădiniță. Da, iubita mea. Cu copii mulți. Da, cu copilaj mulți, sigur. Ai emoții, Ștefi? Ai emoții, mami? Draga de ea! A fost fain, Ștefilița? Ți-a plăcut? Draga de ea! Am terminat la grădi și mergem la școală. Iuhu! A fost foarte bine pentru prima zi. Vedem noi de mâine care-i treaba. Ce frumoasă ești! Ia să-ți văd codițele, mami. Ce cotiță, ce domnișoară tu, draga de ea. Am ajuns și acasă, cred că avem vreo oră și jumătate aproximativ de când am ajuns. Am luat și noi micul dejun, am stat împreună, am povestit așa ce s-a întâmplat astăzi și cum au decurs lucrurile și am zis să vă povestesc și vouă așa câte puțin din lucrurile ce s-au întâmplat astăzi. În primul rând vreau să vă povestesc despre Ștefania și cum a reacționat ea la prima ei zi de grădiniță. Vreau să vă spun că a fost neașteptat de bine, pe lângă faptul că a fost încântată de acest lucru. A fost și totul foarte bine. Avea puțin tele emoții pentru că nu știa în mare ce o așteaptă, cu toate că noi am povestit foarte mult înainte de începerea anului școlar, am povestit, i-am explicat să știe la ce să se aștepte și așa mai departe, dar evident că a avut emoții și a fost așa timidă, foarte drăgălaș a fost. Și-a cunoscut doamna, și-a cunoscut colegii. Doamna, vreau să vă spun că mi-a făcut o primă impresie bună. Este o doamnă tânără, cred că are până în 30 de ani, dar mi-a părut că este ok, este finuță, firavă și mă gândesc că o să fie foarte, foarte ok cu copilașii. Ce mi-a plăcut foarte mult la clasa Ștefaniei este că nu sunt foarte mulți copii, sunt undeva la 11-12, nu i-am numărat sincer, dar nu erau mai mulți. Și asta mă bucură pentru că doamna se poate ocupa mult mai mult de ei, având în vedere că sunt așa de puțintei copilași și sunt foarte multe fetițe. Asta este tot un lucru bun pentru Ștefi, că ea fiind fetiță, se va juca evident cu fetițe mai mult și nu neapărat și cu fetițe și cu băieți. Dar cred că pentru Ștefi este un avantaj că are mai multe fetițe în grupă. Am fost împreună, după cum ați observat, și în filmare. O să vă pun și ceva poze la sfârșit să vedeți, cu toate că n-am făcut foarte multe poze. Am fost împreună cu străbunica, cu bunici, am fost așa toată gașca să ne bucurăm de această zi minunată. A fost în regulă, dar per total am o muscă care mă buzie pe aici. Așa, per total, toată ziua a fost superbă, cu toate că eu am avut foarte, foarte multe emoții. N-am putut să dorm azi noapte pentru că am stat să mă gândesc cum va fi. Cei care sunteți părinți, cu siguranță știți la ce mă refer. Să vă spun și despre Octavian cum a fost prima lui zi de școală. Își dorea foarte mult să meargă la școală, era foarte dor de colegii lui. Nu era neapărat dor să primească teme. Dar asta nu este neapărat o problemă, pentru că Octavian este foarte descurcăreț, foarte responsabil. Când vine de la școală, el mănâncă, se odihnește puțin și după se apucă de teme. Ce poate să facă singur, face singur el, la ce nu, îl ajut eu.
Evident, așa că nu este neapărat o problemă, dar na, știți cum este cu copila și la școală. Dacă s-ar putea să se joace cât mai mult și să stea în pauză, ar fi perfect, dar din păcate școala nu este doar despre pauză și despre joacă, este și despre învățat. Dar per total vreau să vă spun că a fost o zi superbă. M-am mai liniștit pentru că aveam așa un gol în stomac și nu mi-a fost tot una. Dar acum sunt bine, mă bucur că toate lucrurile sunt așezate și sunt ok. O să vedem de mâine încolo cum va decurge acest proces. O să vedem, nu știu ce să zic, nici nu vreau să-mi dau cu părerea deocamdată. Evident că o să vă țin și pe voi la curent și o să vă spun cum s-au adaptat copilașii mei. Pentru Octavian, evident că nu am foarte mari emoții, pentru că, având în vedere că este al doilea an, știu cam la ce să mă aștept, dar la Ștefania, fiind primul ei an de grădiniță, o să-mi fie puțin mai complicat, dar o să vedem. Evident că o să vă povestesc pe parcurs tot ce se întâmplă nou legat de acest subiect. Mi-am făcut o cafeluță, am băut una de dimineață, doar că am băut-o foarte rapid. Nici nu cred că am apucat să beau pe toată, pentru că, știți cum e, am alergat dintr-o parte în alta, nu știam pe ce să pun mâna să ajungem la timp, să nu întârziem, dar a fost totul ok. Cred că o să ies împreună cu soțul meu pe terasă și o să ne bem cafeaua, mai povestim câte puțin din ce s-a întâmplat astăzi și intrăm așa în treabă. Vreau să mai facem astăzi câte ceva, vreau să organizez câteva lucruri. Soțul meu și-a luat astăzi liber, așa că are timp să mai lucreze câte ceva. Nu vom sta, vom face treabă, să avansăm cu lucrările la casa noastră. O să vă arăt cel mai probabil săptămâna viitoare și la ce mai lucrăm noi în momentul de față, dar acum nu este cazul. Vă mulțumesc, dragilor, că m-ați urmărit și de data asta până la final. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, să apăsați acolo pe butonul de like, pe subscribe, dar și pe clopoțel să fiți notificat de fiecare dată când postez un nou vlog. Să aveți o zi minunată, dragilor, și v-am pupăcit tare, tare. Pa, pa!